Domnul Geamănu e pe cale să renunțe la două case după ce a împrumutat 240.000 de euro. N-a mai putut să achite ratele, iar acum penalitățile depășesc soldul creditului. Este mult mai ușor să renunț la proprietate în momentul ăsta decât să mai plătesc încă 10 ani și de fapt să mă trezesc cu o datorie care este numai scriptică. Notificările pot fi trimise doar prin avocați, notari sau executori judecătorești. Costă între 100 și 500 de lei. În mod concret, sunt peste 100 de persoane care au și apelat la noi pentru a face notificările către bănci. Darea în plată se face la un notar ales de client. Acesta trebuie să aibă la el actele de proprietate, documentația cadastrală, intabularea, adeverința de la Asociația de Locatari, certificatul fiscal, actul de identitate și, bineînțeles, contractul de credit. Clientul va achita atât taxele notariale, cât și un impozit între 2 și 3% din valoarea proprietății. Orice act de dare în plată, la momentul acesta, se plătește impozit. În grila notarilor, un apartament de două camere în București este estimat la 30.000 de euro. În acest caz, onorariul notarului ajunge la 2.000 de lei, iar impozitul încă 2.600. La o proprietate de 90.000 de euro, impozitul și taxele notariale pot depăși împreună 10.000 de lei. Acestea sunt calcule estimative și pot diferi de la un caz la altul. Inițiatorul legii dării în plată vrea să aducă modificări și la legea conversiei, adoptată de Senat și aflată la Camera Deputaților. Vrea ca băncile să fie obligate la cererea clienților să convertească împrumuturile din valută în lei la cursul de la data acordării. Că există 86 de procese în țară în care instanțele au dat înghețarea cursului. O conversie la cursul zilei, așa cum a trecut astăzi de Senat, nu numai că nu servește nimănui, e chiar împotriva intereselor dumneavoastră. Între timp, multe bănci au majorat avansurile. Au sărit de la 15%, cât erau înainte de promulgarea dării în plată, la peste 30%. Pentru un credit de 60.000 de euro, avansul a crescut de la 9 la 21.000 de euro.